cred că această cursă de bicicletă a fost nu numai să o câștigi, dar să o termin. Era într-adevăr în căldura asta ceva cam special să ajungi la sfârșit. Și sper că anul viitor, dacă mai sunt acolo, o să avem o altă cursă tot așa în amintirea tatălui meu, Max. Pentru că Steve menționa despre că e important să începi o cursă, dar mai important este să o termin. Aș vrea să vă spun că nu mai este cu noi acum, pentru că este în drum spre aeroport, pentru că la 5:20 are avion spre München, dar nepotul lui Steve, Byron Hood, împreună cu prietena lui care astăzi au concurat sub standardul Harvard University din Boston, a reușit să termine cursa, chiar dacă noi din criză de timp am trimis o mașină după ei și am vrut să-i luăm și să-i aducem și să le dăm repede mâncare și să-i trimitem la aeroport. Îi salut în mod special pe cei care au organizat și au supravegheat ca această cursă la a patra ediție să iasă fără probleme, fără incidente, fără decazuri și vă felicit pe toți în acest cadru. Sigur, îl salut și îl felicit și mulțumesc cu respect domnule Auschnitz pentru tot ceea ce s-a întâmplat la Lugoj în aceste zile și nu numai. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră are amintiri plăcute începând de mâine cu ceea ce s-a întâmplat. Felicitări tuturor și celor care au câștigat cursa și celor care au terminat-o și celor care au încercat și care nu au dus-o până la capăt. Intenția, dorința, bunăvoința contează foarte mult.